Salutare, dragi pescari! Astăzi am plecat la pește, că tot s-a dat drumul. O să mă duc la un prieten să mă ajute să învăț tehnica asta mai bine cu cloncul, cu pescuitul la clonc după somn. Abia aștept să ajung. Să vedem ce ne rezervă ziua de astăzi, dacă o să reușesc să prind și eu primul meu somn la clonc. Ne vedem mai târziu. Pe după ea, știi? Am cumpărat și un clonc de la Cristi ZBU. Mi-a plăcut acest clonc, mi l-a recomandat. Și vi-l recomand și vouă. Fie că doriți cloncuri pentru începători, pentru profesioniști, puteți să apelați la el. Îl găsiți atât pe YouTube, cât și pe Facebook, Cristi ZBU. Cam așa arată și eu am fost foarte mulțumit. Pot să spun că cu el am reușit să scot și eu sunete, pentru că sunt începător, iar acest clonc m-a ajutat să merg mai departe. Am scos și barca de la apă, e pregătită de plecare, am gata pescuiala mea la Drăgășani. O să-mi continui drumul mai departe. Mai am de colindat. Așa mă găsiți. RBU Cristi pe YouTube. Cam asta a fost tot. N-am avut să vă arăt mare lucru ce s-a întâmplat în două zile. De ieri după masă am ajuns pe apă până astăzi, tot așa de după masă am ieșit din nou pe apă, timp de două zile. A fost prima mea partidă la pescuit la clonc, datorită prietenului meu Cristi ZBU, eu sunt Cristi RBU, el e Cristi ZBU, îl găsiți și pe YouTube, ZBU Fishing, și datorită lui a acceptat
să mă învețe cum să dau cu cloncul, să mă învețe micile secrete sau marile secrete de a citi sonarul, de a pescui la clonc. Și din păcate nu am prins niciun somn. Am avut ciupituri, s-a ridicat, a coborât, nu știu, nu mănâncă, nu atacă, nu știu ce se întâmplă. Am prins și vreme cu vânt, ploaie, deci pot să spun că numai nu a nins, am prins aproape toate anotimpurile. Cam asta este ieșirea mea la clonc. Mă bucur pentru ieșire, chiar dacă nu am prins nimic, mă bucur pentru ieșire, mă bucur pentru ce am învățat, ce am avut de învățat. Încă o dată îi mulțumesc lui Cristi Zâbu pentru că a acceptat, pot să spun că din singurii, să zic așa, oameni pe care îi cunosc și la care am apelat să mă învețe și pe mine măcar sau să accepte o ieșire cu mine, să mă învețe și pe mine micile sau marile tehnici de pescuit la clonc, bineînțeles că am fost refuzat și doar Cristi a acceptat să mă înveți și să facem ieșirea aceasta. Ce pot să vă spun este că eu o să-mi continui drumul meu, încă mai am câteva locații. Mă, ai picat. Încă mai am câteva locații de pescuit. O să mă duc tot spre... Hai să-l scot de aici. O să mă duc tot spre josul Oltului. O să dau după mai multe specii de pescuit. Și ce să zic, am atâta pentru ieșirea asta pescuitul la clonc pentru mine. O să ne vedem în clipul următor, cât de curând, să vedeți unde mă duc și ce pește prind, la ce pește dau. Vreau să încerc la mai multe specii. Mulțumesc foarte mult de vizionare. Nu uitați să dați o abonare și la revedere, pescari de pretutindeni.